Accident mortal pe drumul național 85 în Dumbrava, județul Bacău. Un cuplu care traversa neregulamentar un drum din localitate a fost pulberat de un automobil. În urma impactului violent, femeia și bărbatul, ambii în vârstă de 52 de ani, au murit pe loc. După accident, șoferul a intrat în stare de șoc. După ce și-a revenit, le-a spus polițiștilor că femeia și bărbatul au apărut brusc în fața mașinii și nu i-a mai putut evita. Cei doi soți erau din Constanța și poposiseră în Dumbrava pentru a lua masa într-un restaurant. După ce au mâncat, au ieșit din local și intenționau să traverseze strada pentru a ajunge la mașina parcată. Localnicii spun că în zonă nu există treceri de pietoni și că se circulă cu viteză. În urma accidentului, pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.